1 mai e sărbătorit nu doar de români, ci și de străinii de la noi. Cu mici și bere vor sărbători Ziua Muncii și doi soți belgieni stabiliți în România în urmă cu 11 ani. Ei dețin o fabrică de ciocolată în Gorj, deși până se mute în țara noastră erau doar consumatori de ciocolată belgiană. Ea, profesor de pian, el, cercetător în domeniul fizicii, au decis amândoi ca în România să aibă o nouă profesie. Aici, împreună cu alți angajați români, produc praline cu produse, cu ingrediente românești. Ciocolata este și artă, să știți, este gastronomie, este gustul și gustul face parte meserii de arte. Mary a pășit prima dată pe meleagurile românești ca un profesor de pian, dar s-a îndrăgostit iremediabil de țara noastră. Așa că s-a hotărât să se stabilească în România, chiar dacă nu cunoștea limba. În fiecare zi aveam în sacul meu, în geantă, aveam un dicționar. Și vorbând cu oamenii, căutând din dicționar, încet, încet am învățat. Și am învățat cu fetele. Următorul pas a fost să-și convingă soțul de profesie, fizician, să-i urmeze visul. Undeva în Gorj au găsit o casă de vânzare și un an mai târziu au pus bazele unei afaceri cu ciocolată. Azi își vând produsele în mai multe orașe din țara noastră. Am turnat iepurașul cel mare în aprilie 2012 și deja am avut un client pentru iepurașul cel mai mare. Eu vin când trebuie să fac rețetele, deci atunci o rămân și eu ore, da. Dar este mai momentan, este când trebuie. Mă și ocup de livrări, mergem la Slatina, la București, la Brașov, la Craiova. E deja mult de lucru. S-a dezvoltat și, da, e bine. În timp, cuplul belgian și-a adaptat rețetele pentru a-și asigura succesul. Aici avem un ganaș, adică o cremă de ciocolată neagră cu vișine din România, vișine confiate și lichior de vișină. Sute de tablete vin în fiecare lună. Este ciocolată neagră, se potrivește foarte bine cu sare. Foarte bine. Fiind un pic amarui și combinația e foarte bună. Sarcinile se împart în familie, Mary cu ideile, iar Boris se ocupă de administrarea fabricii și spune că legislația din România îi dă mari bătăi de cap. Nimic este stabil. Și cum este scris, mă pare puțin bizar, se întâmplă așa, știți? Sunt deformații. Legea europeană nu este pus exact aici cum este scris la început, modificat. Puțin enervat, niște zile pe an, dar restul este ok. Dar toate greutățile pălesc în fața felului de a fi al românilor, așa că de 1 mai vor sărbători românește cu mici și beri.